salut! Pentru vlogul de astăzi am pregătit un tablou și încă un element special. Poate vă întrebați de unde filmez, nu sunt acasă, n-am aparatura la mine, dar desigur nu pot să renunț la încă un episod. Sunt împreună cu prietena mea în spatele camerei, încercăm să realizăm un conținut de calitate pentru vlogul acesta, pentru episodul acesta. Vă pup, urmați-mi! Am aici lângă mine tabloul despre care vă vorbeam. Suntem în luna iubirii, luna februarie. Tabloul este lucrat în spray graffiti. I-am surprins aici pe Mickey și pe Minnie într-o ipostază mai sensibilă și explicația pe care care stă în spatele acestei lucrări este faptul că țin foarte mult la prietena mea care acum mă ajută cu filmatul și am vrut să transmit față de ea, am vrut să-mi transmit sentimentele. Această lucrare a fost cel mai bun mod prin care aș fi putut să o fac să înțeleagă ce simt pentru ea. Lăsați un comentariu despre ce vă transmite și vouă această lucrare. O să revin în continuare cu un element surpriză realizat în colaborare cu Pagan Events. După cum am spus în primul meu clip, Mickey este personajul care mă reprezintă în toate lucrările și în tot ce fac și o să puteți cu siguranță să faceți legătura și să vă dați seama la ce mă refer, pentru că va urma în viitorul apropiat o colecție de haine în colaborare cu MXX și Pagan Events. Rămâneți cu mine. Revin cu elementul despre care spuneam. Este o șapcă de la Adidas, Black Velvet. După cum vedeți, îmi place foarte mult și mie materialul acesta. Este pentru fete. Aici îl avem pe Mickey brodat. Reprezintă 33 MXX Art. Am lucrat împreună cu băieți. A fost un element cheie pentru noi. Încât în 2-3 săptămâni să apară și site-ul de unde le puteți comanda și de unde le puteți cumpăra. Și vreau să prezint și un tricou cumpărat sub numele de sub brandul MXX Art. După cum vedeți, aici avem logo Pagan pe spate. Tricoul este 100% bumbac, oversize și poate fi purtat atât de băieți cât și de fete. Precizez că fiecare element, fiecare item creat în colaborare MXX Pagan Events este unicat. Pentru tricouri există doar câte un element din fiecare, iar la șepci sunt toate create în număr limitat. Vă mulțumesc foarte mult, nu uitați să dați un like, share, subscribe la pagină și în rubrica de comentarii puteți să-mi lăsați niște review-uri. Cine știe, poate facem un Q&A, poate iese un nou vlog, aveți ceva idei mult mai interesante. V-am pupat, vă doresc o zi faină!